Elevii din 24 de comune din Mehedinți vor putea merge la școală din septembrie cu microbuze electrice. Primăriile vor pune la dispoziție elevilor astfel de mijloace de transport. Edilii au venit astăzi la Severin să ridice microbuzele, însă doar aceia care au montat în comunele pe care le păstoresc stație de încărcare electrică. Consiliul Județean Mehedinți a achiziționat 31 de microbuze electrice destinate transportului de elevi de acasă până la unitatea de învățământ. Înainte de începerea anului școlar au fost distribuite către primării doar 24 de astfel de microbuze, 7 dintre ele fiind în continuare în custodia Consiliului Județean, deoarece primăriile eligibile nu au montat încă o stație de încărcare electrică. Am reușit să achiziționăm deocamdată 31 de microbuze electrice. Le avem pe toate aduse aici, livrată de către furnizor. Astăzi am adoptat o hotărâre de Consiliu prin care 24 de microbuze sunt predate către 24 de unități administrativ-teritoriale, pentru că doar 24 au până la acest moment stație electrică de încărcare. Sperăm ca săptămâna viitoare, până la începerea anului școlar, și celelalte 7 să se doteze cu așa ceva. Urmăm ca noi să completăm hotărârea de Consiliu Județean. Primarii spun că aceste microbuze sunt binevenite în contextul în care elevii au de mers mai bine de 20 de kilometri până la școală, iar microbuzele pe care primăriile le aveau deja s-au învechit și nu mai sunt la fel de practice. În prezent avem în dotare 3 microbuze școlare pe combustibil lichid pe motorină. Astăzi am dobândit un microbuz electric care era foarte necesar, întrucât celelalte erau foarte vechi. La mine comuna este foarte răspândită, e un număr de 200 de elevi care zilnic trebuie să aduci la școală și se întinde pe suprafață de rețeaua de școlarizare pe suprafață de vreo 20 de kilometri. Deci zilnic este nevoie să aducem copiii de la distanțe foarte mari pentru a putea să urmeze cursurile școlii. Se pare că doar cine nu a vrut nu a reușit să monteze stația electrică de încărcare. Primarii care au făcut acest lucru declară că montarea ei a fost o procedură mai mult decât ușoară. Am două proiecte, unul prin PNRR și unul prin AFM, două stații de 80 de kW putere și nu a fost dificil, doar trebuie să depui. Le-ați obținut pe fonduri europene? Unul este pe fonduri europene, unul este pe fondul de mediu. Le mai poate folosi altcineva în afară de primărie? Da, cu siguranță. Este pentru tot publicul. Consiliul Județean are în plan să mai achiziționeze încă 10 microbuze hibrid prin intermediul unui proiect depus la Agenția Fondului de Mediu.